Capitolul 38. Bănuieli foarte grave. Am plecat din Toderița cu o grupă destul de mare. Baciu, Gilu Radeș, profesorul, Mazilu, Gicu și eu. Pe drum, Baciu mergea alături de noul frate, Gicu Duminică, voind să se cunoască mai bine. După un popas, Baciu s-a apropiat de mine și mi-a spus: "Discută și tu mai mult cu Gicu. Ai vreo bănuială rea?" "Nu pot să spun asta, dar lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie." Am călătorit apoi alături de acesta. Din ce am reținut atunci, Gicu susținea că el și Custanciu erau din Aluniș, Aluniș Colt. Au fost prieteni în copilărie, făcuseră liceul la Slatina, apoi studenți în București și, fiind căutați de securitate, și-au găsit adăpost la Combinatul Chimic Victoria, unde au alcătuit o organizație anticomunistă. Când și-au dat seama că era periculos să mai rămână acolo, au intrat în ilegalitate, ajungând la Mogoș prin capitanul Monia. În discuții, amintește des de părintele Ghindea, preot din satul Drăguș, lăsând să se înțeleagă că acesta îi cunoștea bine. Se interesa de principiile după care ne conducem și în special de atitudinea noastră față de cele două propuneri cu dinamita și cu banii. Eu îi dădusem răspunsul numai lui Mazilu și mă miram că și Gicu știe de ele. Datele biografice păreau verosimile. Ceva lipsea totuși, ceva ce nu se poate exprima în cuvinte. Nu reușeam să sudăm o prietenie la prima vedere. În toată activitatea avută de ani de zile, am întâlnit frați de luptă de al căror nume nici nu auzisem, dar erau destule câteva vorbe și priviri, o strângere de mână, câteva glume pentru a ne lega de parcă ne-am fi cunoscut de când lumea. Or, în acest caz, cum se va întâmpla și cu Stanciu, a rămas tot timpul o distanță între noi. Pe învățătorii Pridon și Boanfă și pe Marcele am găsit așa cum mi-am lăsat, tot atât de optimiști și de primitori. L-am cunoscut și pe Stanciu. Dacă Gicu era voinic, cu fața și cu ochii mari, vorbăreț, Stanciu era slăbut, subțire și se uita cam cu teamă la noi. Am stat de vorbă cu amândoi cam vreo oră și am rămas cu același sentiment de neapropiere de care a vorbit și Baciu. Pe Mogoș nu l-am întâlnit, fiind dus în satul Grid. Mi-aduc aminte că în Părău am dormit la un om, într-o casă nouă în care camerele aveau o rezonanță de speriat. Vorbeam în șoaptă, dar părea că strigăm. Eram chemați în satul Crihalma, de fostul colonel de aviație Albu. Ne-am dus. Profesorul, și nu-mi mai amintesc cu cine, Baciu, a ținut să rămână pe loc. De altfel, el prinsese o slăbiciune pentru învățătorul Pridon și oamenii de aici. Colonelul Albu fusese la București, unde organizația de ofițeri de care ne vorbise cu un an înainte era încă intactă. Eram înțeleși între noi să-l punem în legătură cu organizația solitară din Făgăraș. Dar mai întâi, trebuia să-l punem în legătură cu capitanul Monia. Am trecut foarte repede în două nopți prin Dăișoara, Dacia și Jibert, unde, ca și în celelalte sate, s-au găsit destui oameni dispuși să ne adăpostească peste iarnă. Am revenit în Părău. Baciu rămăsese cu aceeași bănuială asupra celor doi, Gicu și Stanciu, dar fără să-și manifeste temerea sa. Am hotărât să discutăm problema aceasta cu Mogoș și Mazilu. Le-am mărturisit bănuiala noastră. Atât Mogoș cât și Mazilu au râs de prejudecata noastră și au căutat să ne convingă că ne înșelăm. Cei doi au sosit la ei printr-o filieră sigură, i-au verificat și le acordă toată încrederea. Cât privește acea lipsă de sudură pe care o observam noi, ei o puneau în seama faptului că cei doi crescuseră într-un mediu diferit de al nostru. Dacă noi, făgărășenii, am fi primiți într-o organizație în Oltenia, le-am părea fraților de acolo la fel de neadaptați. Ziceau Nicu Mazilu și cu Mogoș. Dar și Nicu Mazilu e oltean, dar față de el n-am simțit niciun fel de reținere, i-am zis eu. Eu îs făgărășan, zice Nicu, din copilărie.
Am mâncat atâta pită de secară ca să prășesc rădăcini aici. Mogoș a terminat discuția cu o vorbă ce a rămas celebră între noi în anii următori și pe care o repetam ori de câte ori ne îndoiam de câte un om. Îl suspecți, dar îți băieți bun. Apărarea lui Mogoș și Mazilu nu ne-a convins totuși. Discutând numai între noi, cei din munți, am luat următoarele hotărâri. Marcel și Gilu Radeș să rămână în Părău, continuând să-i observe pe Gicu și pe Stanciu, care rămâneau și ei aici. Eu cu Ilioi și cu Brâncoveanu urmam să ne ducem să vorbim cu părintele Ghindea, despre care ei, Gicu și Stanciu, spuseseră că-i cunoaște bine, să aflăm și părerea dumnealui. Părintele Ghindea era preot în Drăguș, satul lui Remus, și, deci, se putea ajunge ușor la dumnealui. Ne-am luat rămas bun de la învățătorul Pridon, de la Marcel și Gilu Radeș, precum și de la ceilalți părăieni, și seara am plecat. Nu bănuiam că ne luăm rămas bun pentru totdeauna. Aici este nevoie de o mărturisire. Era atât de ușor să se afle adevărul pe loc, numai cu o mică anchetă. Gicu și Stanciu trebuiau despărțiți și întrebați. Ziceați că sunteți consăteni din Aluniș Old. Bine, cum se cheamă părinții tăi și ai celuilalt? Membrii familiei, vecinii, învățătorul de la școală, profesori, colegii. Unde ați locuit, unde ați activat și tot așa până s-ar fi ajuns la zi. Dacă au fost împreună, cum susțineau declarațiile, trebuiau să fie la fel. Era așa de ușor de descoperit minciuna, căci erau imposibil de aranjat minciuni identice pe atâta timp. De ce n-am făcut-o? Sigur, Mogo și Mazilu s-ar fi opus. Și mai era ceva. Personal mă îngrozea gândul că ar fi adevărată bănuiala mea. În care caz, acești oameni ar fi trebuit împușcați ca spioni pentru tot răul ce ar fi rezultat din vânzarea lor. Și eu nu eram pregătit moral să fac acest lucru, pentru că chiar în fața evidenței n-aș fi putut pricepe ca cineva să aibă râvna atât de veninoasă să trimită la moarte și nenorocire atâția oameni cu bună credință, cărora le-ai mâncat pâinea de la masă, care te-au primit în casă ca pe propriul lor copil și pe atâția tineri care ți-au acordat frăția, fiind gata să moară sărind în ajutorul tău. Era o lașitate această eschivare de la datoria ce o aveam atunci. Mă așteptam ca Baciu, profesorul și ceilalți să vrea să aflăm adevărul pe loc, dar n-au zis nimic nici ei. Bănuiam că și ei treceau prin aceeași criză sufletească ca și mine. Am greșit și că nu i-am spus învățătorului Pridon bănuiala noastră. Ajunși lângă satul Toderița, ne-am despărțit de Mogoș și Mazilu, ei rămânând aici. Ne-am îmbrățișat, convenind să ne întâlnim peste o săptămână la domnișoara. N-o să ne îmbrățișăm mai mult decât poate pe lumea cealaltă. Am poposit spre dimineață în satul Râușor, la cei oameni minunați care ne-au primit cu aceeași căldură. Seara am fost chemați la Aron Comșulea, unde ne aștepta cineva. S-a prezentat un tânăr în jur de 25 de ani, înalt, cu ținută militară, îngrijită, bine îmbrăcat, proaspăt tuns și bărbierit. Nu pe noi ne-a așteptat, ci pe Gicu și Stanciu. Și a manifestat chiar nemulțumirea că nu sosiseră cei doi, cum fuseseră înțeleși. El susținea a fi un mesager din partea unui for, pe care nu l-a spus și urma să le înmâneze o scrisoare. Am rămas mirați de apariția acestui mesager despre care nici Mogoș și nici Mazilu n-au amintit nimic. Nici Nicu și Stanciu n-au spus că aveau o întâlnire cu cineva. Nu ne-am arătat surprinderea în niciun fel. L-am lăsat pe străin să spună ce vrea, dar a vorbit destul de puțin. Ne-a dat scrisoarea deschisă să le înmânăm celor doi, cât mai repede și ne-am despărțit. Întâmplarea a făcut să crească bănuiala că aici ar fi vorba de mâna securității. Am citit scrisoarea. Cuprindea o singură pagină scrisă caligrafic cu cerneală roșie. Mi-amintesc începutul ei. Îmi place fata și, dacă și zestrea va fi acceptabilă, vom vorbi cu părinții.
Mai urmau apoi câteva propoziții de același fel și la urmă se iscălea Prometeu. Era, desigur, un mesaj criptic. Am fi dorit să discutăm cu Mogo și Maziliu despre scrisoare și despre acest mesager, dar nu vedeam posibilitatea de a întâlni decât la data fixată de comun acord, peste 6 zile. Noua întâmplare a făcut să ne grăbim să ajungem cât mai repede la părintele Ghindea. Scrisoarea a rămas la noi, căci nu am mai avut ocazia să o dăm destinatarilor. Am păstrat-o câțiva ani, apoi nu țin minte ce soartă a avut. A fost cercetată cu deamănuntul de serviciul nostru de contrainformații, cu ghilimelele de rigoare, elevii noștri cu gelul în frunte, dar n-au ajuns la niciun rezultat. Gelu Novac, Nelu Novac, Silviu Sococi, Gheorghe Șovăială urmau să ne aștepte în râușor peste 6 zile. Porâmbu și Victor Metea erau duși la Ilien. Ceilalți am pornit spre Drăguș, Baciu, Ghiță, Leu și profesorul au rămas în Pojorta la Drugă, cu înțelegerea să ne întâlnim când ne vom întoarce. Eu, însoțit de Ilioi și Remus Brâncovianu, am ajuns spre dimineață în Drăguș. Era o vreme urâtă, cu burniță, pământul era moale, dar am mers mai mult pe drumuri și pe pajiști ca să nu lăsăm urme.